Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi fac Q&A-ul mult așteptat de voi, mi-am adus aminte de el după ce am văzut că a postat și Codrin și mi-am dat seama că aveam și o postare la comunitate de câteva zile, așa că hai să trecem la întrebări, sper că nu vă sperie Obunga ce l-am pus pe fundal, chiar este simpatic, uitați-vă numai ce blând pare. Iar prima întrebare este una blană bombă. Nu, serios, ia uitați câtă blană bombă poate avea. Vrei să vii la Bucovina Rock Castle? Mai e 2 zile. Cred că până termin eu de editat clipul ăsta, mă apuc ediția următoare de la anul. Te-ai apucat să cânti la chitară? Aș fute și eu un pic, dar ne frică că mă stric. Pe mine mă doare capul, tu mă fugi, dar măia dracu. Fetele din Drăgășani, da de, îți dă pizda pe 2 pași, da de. Fetele de la Pitești, îți dă pizda pe 2 pești. De Crăciun toți trebuie să fim buni, atunci de ce încă publici chestii pe canal? Pentru că suntem în august și mai sunt vreo 4 luni până la Crăciun. Știi să dansezi? Oh, ei nu mă când am fi să dam prime. Unde mă duc mă întumă n-am unde. Ei nu când mă fom zita unde. Unde mă dă dita la mă întumă unde. Mice pula nu mă doare. Că nu mă uit la un începutoare. Ca să vrea actuelul meu. Că a fost valoare mare. Ia, oamenii că mă, unde e pom. Du-te bă cu întrebarea ta. Te-am la prieten pe Facebook, poți să-ți iau un interviu? Poți să-mi dai câte mesaje vrei, eu nu mai folosesc Facebook de câteva luni. Efectiv, Facebook-ul este mort. La câți ani te lași de YouTube? Păi am vrut să mă las la 14, dar din păcate m-am apucat la 15. De ce-ți place Mia Khalifa? E plină de plastic. Mă, eu n-am spus că sunt fan Mia Khalifa, eu nu prefer Dillion Harper sau una mai puțin cunoscută, Alex Blake. Când ai sară și tu ca un român, nu ca un imigrant din Pakistan? Apropo de lucrul ăsta de arab, ia uitați aici o poză cu mine. Am făcut-o anul trecut, zici că sunt Alibaba fără cei 40 de hoți. Care e mai tare, Codrin, Echo sau Priză? Mă, de tare nu știu care, dar mie îmi place mai mult Priză. Știi așa, să te țină mai la curent. Consider că religia e o problemă în dezvoltarea omenirii, în special în România. Mă, eu zic că religia e bună, adică ca și scop are să te îndrume spre calea corectă, să nu furi, să nu ucizi, cum sunt alea 10 porunci. Dar din păcate, oricum, de mult timp nu mai ține lumea cont de aceste porunci cu să nu furi. Unii își fură bătaie, alții fură de la alții, așa. Și altă chestie cu care nu-s de acord și ar putea fi o problemă în dezvoltarea țării noastre e faptul că e catedrala aia ce se construiește, ce dracu am de mă bâlbăi, ce se construiește în bani publici, adică gen ce plătește maică ta și taică tu ca impozit, s-a dus la stat și statul a băgat banii aia în construirea catedralei. În loc să plătească biserica ortodoxă, a.k.a. Bor, care ăia au bani ca lumea, nu, trebuie să fie făcută în bani publici. Și mai ești dita, mai catedrala se vadă, cred că, al doilea lucru ce se vede de pe lună după marele zid chinezesc, probabil. Care a fost seria care ți-a plăcut cel mai mult de pe canalul tău? Clar asta cu YouTuberi în WWE, o să continui când apare jocul următor să creezi mai mulți YouTuberi și o să-i fac să arate și mai bine. Sper că o să adauge ăștia de la 2K, cei care fac jocul, să adauge mai multe frizuri și alte chestii, mai multe haine ca să poți să-i fac să arate mult mai bine. O să mă crezi și pe mine și o altă chestie ce presimt eu este că cum a fost zilele trecute, meciul ăla între 2 youtuberi de s-au bătut, așa poate cine știe, o să bată și youtuberii noștri peste vreo 2 ani și o să pot să fac mișto de ei, să le zic, bă, fraierul, din clipul meu ați învățat cum să vă bateți, cum să dați cu pumnul cum trebuie. Ce părere ai despre meciul Seth Rollins vs Dolph Ziggler de la SummerSlam? Cam al doilea meci, dacă ar fi să fac un clasament cu cele mai bune meciuri de la SummerSlam, primul a fost AJ Styles cu Samoa Joe. Și ăsta ar cam fi al doilea. Meciul a fost echilibrat și chiar s-a potrivit așa mai de început de show. Ce părere ai despre Sucre? Chiar îmi place Sucre, este cel puțin în top 10 youtuber români preferați la care mă uit eu și îmi place că deși face niște videoclipuri oarecum simple, adică doar se filmează și mai bagă cât un cut pe acolo și un zoom, mă știe să te țin așa în suspans, să povestească, are așa spirit, narativ, talent, narativ, știe să nareze, pana mea, cum să zice. Și chiar de face clipuri de peste 20 de minute, te uiți la ele fără să derulezi sau să pui pauză și să te uiți mai încolo. 3 Days Grace să ia vechi sau 3 Days Grace să ia noi și melodia sau melodiile preferate de la această formație?
Pentru cine nu știe, Three Days Grace e o formație de rock gen ce ascult eu și eu acum câțiva ani și-au schimbat solistul și de asta mă întreabă Three Days Grace să-i avec sau ia noi. Și eu îți zic sincer, fără îndoială, Three Days Grace să-i avec cu vechile lor melodii gen Pain, Animal I Have Become sau, nu știu, Never Too Late și I Hate Everything About You. Te bate Gogu? Pe mine! Yeah. Și cam atât a fost și această tentativă de Q&A. Eu sper că v-a plăcut și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les! Mică pula nu mă doare, că nu mă uit la o începutoare, ca să vrea cu eu meu, că a fost valoare mare. Ia, mă amintă că mă, o de po. A, no, me, na, 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 ma, de Rumenia, a, ma, de Rumenia. Eu sunt România, să luăm în pula toată mafia din România. Vine pe România!